Bă, deci ne descălțăm, deci ne descălțăm că aici acum se lasă niște urme. Da, după cum bă, vedeți. Bă, da, lăsăm ăștia aici? Da, mă, nu ia nimeni. Că aici o așa o să stea, da, Travis Scott. Scott. Dar numai că stai tu acum. Atunci pot să pun muștar? Cât vrei. Da. Cât vrem? Ia la mază dacă vrei. Cât vrem, ați spus. Ați spus cât vrem. Bune, tată, bine. Bă, pun și pe cartofi. Să fie. Subscribers, multă muncă, Fiverr, Dodge, Viper, Oki, Sniper, Goat, Capra, Ongad, Bible, Food, Diver, e foame mare. Drumul către parcare și uite cum se vede acolo în spate mașini, toate mașinile alea. Aici toalete, uite câte toalete poate să fie la Beach Please. Corturile sunt acolo. Marea, peisaj extraordinar. Uite scena. Bă, cât de mare e scena. E mare tare. Dar uite cât de mare sunt Ultra VIP-ul și VIP-ul. Ultra VIP-ul este acolo. Acolo este Ultra VIP-ul. Mamă, ce unghi mare am. Ăla este VIP-ul. Astea sunt tonetele cu mâncare. Ăla e cortul din alți ani. Bă, e frumos la roată. Beach Please, reprezent. Ne-a băgat și Eli 10 milioane pe astea să ne, că să ne distrăm, să dăm cu pumnul în aparat. Avem și bani? Nu. Efectiv, primii oameni VIP care intrăm în festival. Da. Zic eu. 100%. E ok. E ok, bravo, bravo. Mulțumim. Primim mesaje peste mesaje. Care sunt prețurile la Beach Please? E, voi stați acasă și vă zicem noi de pe acum că prețurile sunt mai mult decât affordable. Efectiv, Tuborg 16 lei, Dorna 12 lei, 30 de lei. Cât e cuba liberă? Asta mă interesează pe mine. 32, ți-am zis. Ah, 32, nice. Da, da, 32, nice, frumos. Top. Și aici ce ai zis că e cortul artiștilor? Da. Nu intra că faci urme. Bă, deci ne descălțăm, deci ne descălțăm că aici acum se lasă niște urme. Da, după cum bă, vedeți. Bă, da, lăsăm ăștia aici? Da, mă, nu ia nimeni. Mamă, dar ce bine e ca aer. Mamă, dar e aer, a? E super, uite, sunt în toate colțurile aia. Hai un pic până la aer. Hai la aer. Bă, dar altceva, desculți, vă recomand. Bă, nu știu dacă vezi, eu m-am asortat un pic cu șosetele Beach Please. Ia, vină încă. Aici, eu cred că aici stă Travis Scott. Tu îți dai seama, frate, cât de mișto e. Uite, și aici sunt apartamentele, practic suiturile artiștilor. Aici, în acest moment, se amenajează apartamentele artiștilor. Artiștii vor veni mâine, noi suntem cu ziua zero, da, fix înainte. Deci, hai să vedem cum arată. Bă, lux. Lux. Fii aici cu toată echipa, ai frigiderul tău. Ai frigiderul tău, ai aparatul tău de aer condiționat, pare unul micuț. Mă, mișto. Cafeluțe, canapele. Bă, deci practic aici așa o să stea, da, așa o să Travis Scott. Dar numai că stai tu acum. Da. Efectiv. Dacă stăm primul. Bă, ce viață. Păi stăm primul ca să ajungă repede la scenă, că... Și să cacă, și să ajungă repede la WC-uri. La WC-uri, în primul rând, da. Ah, și uite, hai să vedem când vrei intimitate, când vrei să faci sex anul la bun. Bam, închizi asta și nu te vede nimeni decât pe acolo. Pe sus, dar nu se uită nimeni. Și mai fac eu, mai trag cu ochii un pic la Adidas. Arată la fel. Lasă Adidas și că nu-i fără nimeni. Bă, dar toate au același număr de canapele și aceleași culori de canapele. O, canapea albastră, două roșii. Aici cred că stă... Aici e un pic mai premium. Aici cred că stă Ice Spice. Ia să vedem. Oh, mamă, ce bine e. Ia să-ți dau și drumul un pic la... Nu, lasă, nu da drumul, că dai peste cap ecosistemul. Și știi ce mișto la podelele astea? Că poți să alergi pe ele. Poți să alergi și sunt ca alea de la sol, de la gimnastică. Da, mă, ca în copilărie, e extraordinar. Mamă, ce m-a aruncat! Ce m-a aruncat asta, să-ți mai zic. Hai cu mine, hai cu mine! Dă-mi mie! This is fucking insane! Hai, da! Mamă! Ideea e că trebuie să mergi cu minte, mă, pe exterior, că nu-i nimeni pe exterior. Aolo! Pe exterior mergi cel mai liniștit, teoretic. Nu, no, fix în mine a intrat. Trebuie să mergi pe exterior, mă, hai pe exterior! Mamă, șef băf! Yo, imperiul toaletelor! Hai, spune. Bă, dacă aveți nevoie, da. Hai că nu o să mergem, uite, ziceți voi un număr de la 1 la 10, în care din ele să intrăm. Da. Am auzit un 6. Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezi dacă e liber? Bă, verde, liber. Bine. Hai mai aproape. Boom! Wow. Negru. Deci aici faci pipi, nu? Pipi dacă da. Așa, și aici, bă, nefolosită. Gol. Și aici ce ai, hârtie?
Hârtie ai, n-ai. N-ai? N-ai, bă, dar, nu, dar... abia s-a deschis. Hai să vă arăt aici cum se face, că voi nu o să știți. A, se apasă jos. Apăsați aici și îți vine apă. Bă, ești nebun. Ce că v-am văzut la Ateneu, și că nu știați să vă... A, ba da, și cu săpun. Dar nu, eu nu făcui nimic. Uai, că ai pus mâna pe capac. Am pus mâna pe capac, corect. Așa se face, bă, și bă. Se pompează. Și aveți aici sute, sute de WC-uri. Aici e doar la bărbați. Da. Mai e un rând și pentru la femei. Da, la femei cred că e super lux. Știi cum e la femei? Da. Au canapele, chestii. Am putut trage un pic cu ochiul de aici. Hai să vedem dacă e cineva. Hai să vedem. Stați așa. Aici în spate. Bă, deja e total diferit la ele. Loc în spate, la modul să nu să nu treacă mirosurile. Da, 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 ca să verifici, dai cu mâna și zici: "Da, ocupat? Mai poți?" Deci uite cum arată alea de apă aici și la fete cum arată tata. La fete cum arată, dar mai sunt și din astea alte, dar nu intră la tine în cadru. A, bine atunci. Bă, poate cel mai impresionant lucru la Beach Please e că noi suntem în anul 3 și ăsta a fost cortul din anul 1, care a ținut aia 20.000 de oameni înghesuiți în căldură, cu atmosfera aia superbă. Și acum ăsta e doar, nu știu, o sutime din cât se întâmplă aici, da, tot festivalul. Da. Hai că îmi place că are și băncuțe. Bă, e umbră, e frumos, muzică. A, muzica asta blană, da. Primul om care dă la pum, bine, după ei, la Beach Please. Îi scoatem la editare. Ești cât, cât au dat ei? Ești dreptaș, nu? Da, bă, dreptaș. Da, nouă, nouă, lasă. Hai, hai, hai. Mamă, ce pum din ăla de la țară m-ai dat. Efectiv. A, ce, am dat un pic pe lângă. 484. Gata? Da. Record, record. 932. Face ca record. Hai, vrei să... Băi, eu n-am cash. Vrei să, ia să mai mă poate nu vine să mai dau de 10 ori. Știu, eu... cea mai tare chestie de la festival. Mă crezi că eu n-am mai dat niciodată cu pumnul? Bă, dar incredibil câtă poftă îți vine. Da. Eu nu știam că e așa. Eu hai că venim mai târziu. Eu am crezut că ești gibon și dai cu el, știi? Dar de fapt e super. Venim mai târziu și, boșilor, dacă faceți mai mult de 932... Anunțați-ne. Tăguiți-ne pe TikTok, da, sau pe Instagram. Ce faceți, fetelor? Vreți să dați un interviu? La furculițe aici? Da. Vă merge, nu? Nu acum, nu acum. Ești în timpul programului și n-ai voie să bei? Bună ziua! Avem doar fructe, suntem ok. Cine recomandă? Cine recomandă să facem la Beach Please, acum înainte să vină lumea în ziua 0? Eu vă recomand să faceți multe story-uri, să dați tag Beach Please. Pentru că ăsta e departamentul meu. A. Departamentul AAA. Pe comunicare oricum s-a rupt la Beach Please, se știe foarte bine. Se rupe de 3 ani. Nu avem se rupe concurență, de 3 ani, nu avem concurență. Dar nu vă ocupați voi, aveți oameni. Avem oamenii noștri, da. Okay. Toți oamenii. De mâncare, ce vreți de aici? Fructe momentan. Da, da. A... Noi suntem pe, adică nu știu dacă te uită la noi așa. De... Da, sunteți slim. Da, stai că să vă plimbă toți trei. Da, noi o să facem mici, oamenii. Mici Please. Abia așteptăm Mici Please, de 3 ani de zile noi așteptăm ghereta cu Mici Please. Salut! Salut! Uite, se face top-up, top-up, nu? Se top-up. Face top-up, doar da, că dacă aveți bani. Banii avem. Sunt filmat. Da, da. Ești ok cu asta? Super ok, abia aștept să apar pe YouTube-ul vostru. Perfect, mersi, mulțumim mult. Mult. Care se numește? Șef la furculițe. God damn it! Dar ce ciudat e că chiar am venit la el random, o să zic că oamenii că am întrebat. Băi, sincer, zâmbea cel mai frumos dintre toți. No offense. Dar putem să punem bani? Sigur, da. Da. Cât, ce sumă ne recomandezi să punem? Am auzit că suma de 1000 de euro de început e foarte bună. Ah, ok. Ai tu hârtiile alea mari? Nu știu, n-am bagnota. N-ai bagnota? Zic să nu intrăm în ea. Bun. Hai, băgăm un cât? Un baston? Da, un baston. Un baston de om mi se pare 10 lei, bine. Adică 10 lei. Okay. Nu, 100 de lei, 100 de lei. Card? Card. Ce-a făcut așa urât? Este o foarte bună întrebare. S-ar putea să am eu un card de pe vremuri. N-ai aplicație să vezi dacă ți-au luat banii, nu? Nu, mi-a luat sigur. Ok. Da, bă. Pino. Așa e, la săraci. Ia, hai să vedem care era Pino. Bă, nu, de ce te filmezi? Așa e, că e acum ING-ul e, frate, 100 de lei, de unde ai? Hai să vedem. Sigur e altcineva. Și pun 105, pun 105. Cred că, 105 nu e, nu are nimeni. Păi da, vorbești tu cu Shelly? Da, nu. Pe aici o să urci artiștii, basically. Vin de la container, urc aici și aici este main stage-ul, fraților. Unde nu vă lasă nimeni să filmați vreodată. Facem noi asta pentru că șef la furculițe.
încă se pregătesc lucruri pe aici prin, prin festival. Dar vreau să vă arătăm cum se vede de pe scenă. Bum! Și aici o să fie o mare de oameni. Uite-l pe Șelian acolo. Îl vedem pe Șelian acolo. Și practic, fraților, asta este view-ul pe care îl vede artistul când vine în mulțime. O să fie mulțime aici, mulțime acolo. Hai că o să fie frumos. Boșilor, acum urcăm la Ultra VIP. E de urcat. Să știți că aveți un pic treptele astea, dar da. Vorba aia, dai un ban, dar stai sus. Dai un ban, n-ai mai fost cu metrou de mult, dar așa e la metrou pentru noi săraci. Da, și când ajunge aici. Eu ce sunt curios dacă trebuie să ne descălțăm și aici. Nu. Sau? A, hai să ne descălțăm, mă, probabil. A, ba nu, uite, nu sunt. Numai aici. Probabil vă întrebați. Acum. Probabil vă întrebați, unde v-ați așezat băieți așa de sus? Păi, boșilor, suntem așa la Ultra VIP. Așa de sus, adică, da. Aici e Ultra VIP-ul, unde stai și vezi toată lumea. Bă, mai sunt și alți artiști, știu că am zis numai Travis Scott. O să zic în continuare, aici îl vezi pe Travis Scott. Și bei ceva frumos, stai liniștit. Lumea e jos aici, face atmosferă, tu stai frumos pe canapea, nu te dor picioarele. Mi se pare cam top. Ultra VIP-ul e atât de mare că începe de acolo. Noi suntem în primul rând, ca să înțelegeți, dar mai sunt rânduri. Masa și la furculițe e chiar în primul rând. Asta să... Da. Voi sunteți mult mai în spate, probabil, dacă n-ați făcut rezervare. Bă, v-am zis să faceți rezervare din timp. Ce e aici, prosopelo? Bă, la Ultra VIP, da. Dar trebuie să ceri. Trebuie să ceri, poți să faci roșii de un prosopel. Bă, nu există imagine mai mișto, am avut-o noi în emisiune vreodată ca asta acum cu tine. Cu cerul ăsta albastru. Bă, ți-am zis că e cerul cu contrastul frumos. Tău cu roz, cu mov, cu chestia aici, tu știi cum se vede? Top. Bă, superb. Știi cu ce s-ar vedea mai bine? Cu ce s-ar vedea? Cu o băutură rece. Ar fi o băutură top, dar trebuie să mergem să ne o luăm, că nu sunt, avem sclavi acum. Da. 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 Asta a fost un pic țeapă la experiența asta VIP pe care o avem noi. Că noi am venit cam de vreme când nu s-au deschis lucrurile. Da. Dar am venit ca să vă arătăm vouă exclusiv chestia. Da, exclusiv. Bă. Aia e. Cam cel mai top canal de YouTube. Da, nu ziceți vedeți așa voi ceva. Cine a mai făcut clip pe YouTube în festivalul Beach Please înainte să se deschidă. Ia. Coș, pe lângă. Aia. Printre alte lucruri pe care le-a mai făcut și el în Costinești, apă potabilă gratis pentru oameni. Fix în mijlocul drumului. Top, cea e rece? Bună chestie, e cea bună? Mai bună chestie. Hai că beau și eu. Hai, beau și tu. Hai să văd și eu cum e. Bă, ce rece e. Da, da. Dacă mai beau și eu după aia. 1-0! Bă, du-te în pana mea. A, frumos. Mamă, ce tare ai dat. Lasă, lasă. Hai că mă duc să... Nu vrem să intrăm, atunci ești tu. Ziua, șefii la furcu, Liță. Salut. Ce faci, Alex? Ce program ai aici pentru noi? Momentan cu încercăm cu niște internet, niște astea, niște... Ceva așteptări? Să vină multe lume, să ne distrăm, să fie și un pic de umbră, că avem nevoie de umbră, dar cu așteptări să ne distrăm. Să vină toți artiști. Da, aia, da. Da. Ești aici pe bară gata să vii dacă, știi cum e, se prelungește un DJ set că nu vine un artist? Dacă dă Shelly un DM-ul, te așteptăm, Olix, pe scenă, cum să nu facem frumos? Două? Sau unu? Băgăm unu? Unu am brândoi? Da. Da. Încă o porție. Cât e prețul? Da, 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 cât e prețul? 40. O să plece cam 2-3 minute, depinde cât de bine vine. Am vrea să fie bine făcuți. Ei mai lăsăm atât. Da, da, da. Prima oară la food court. Bineînțeles, mici please, că trebuie să luăm brandul. S-a dus șef Ramis. Ok. Să da, da. Cât mai făcuți, da. Mulțumesc mult. Deci m-a întrebat omul, dar ți-a auzit de fapt. Bă, s-a auzit de tot. Așa, funny. Mi-a arătat exact, erau acolo vreo 40 de mici și mi-a zis, ăștia doi sunt ai tăi. E ca și când scuipase în ei, știi, exact. Ăștia doi sunt ai tăi. A scuipase. Și eram, evrei mi-ai făcut și eram, bă, erau, bă, ce înseamnă rare? Bă, rare erau. Și eram, cum nu, să-i... Nu, bă, se rare. Zis că noi un pic, nu, zis, un pic arși. I-am făcut arși, erau mai arși toți ceilalți, eram, cum să-mi dea azi? Nu, un pic arși. Ce sos este acesta? Muștar. A, muștar, am crezut că e și altceva amestecat cu el de așa nu. Secret. Nu. Ok. Ce e mai secret că muștar? Păi și cartofii? Păi și nu putem să punem pe docător?
E totul e tot to go. E al dumneavoastră. Am înțeles. Atunci pot să pun muștar? Cât vrei. Da. Cât vrem? Ia la masă dacă vrei. Cât vrem, ați spus. Ați spus cât vrem. Bună, tata, bine. Bă, pun și pe cartofi. Să fie. Uite, mici ăștia aici. Mamă, ce frumos. Ia și niște șervețele astea. Te rog. Mulțumim. Așa, mulțumim frumos. Mamă, uite cât am pus. Ba, ai pus un pic cam mult. Am pus un pic cam mult, da, e. Hai să ne așezăm să mâncăm. În primul rând, pentru că am fost săraci, am luat, e 40 de lei porția, am luat doar una și o împărțim în două, da? Da. Am luat acum un pic. Da. Ia uite, am luat un pic de flavor, așa. Un pic? Nu mâncăm doar atât. Da, mă, nu, nu. Noi... 40 de lei, noi ne permitem 40 de lei. Noi după mult. Aia ne ducem și mâncăm ca lumea. Da, da, da. 3, 2, 1. Bă, bun muștar. Apa așa cum pare îmi place mie. Exact, e de la apă cum trebuie. Știți cum se face la mici? La mici adevărați, pe dealul negru, că este acolo din zona. Se ia un borcan de muștar, se face cu apă. Și un borcan de apă. Faci 10 litri de muștar. Da, e bun, e gustos. Și care e faza? Aolo, Doamne. Luăm garanția pe astea? Putem? Bă, 50 de bani, sunt 50 de bani. Bă, luăm un leu, dacă mai bem încă 5 din astea, dăm cu pumnul neapărat. Bă, da, a luat o roată aia super tare. Bă, mie mi-e cam frică așa pe viteză. Nu, mă, ce ai. Dar cred că e safe înăuntru. E ok, mă. Oprește, oprește, că oprește că mor. Bă, a început roata cu noi. Boșilor, am intrat gratis, atâta vă zicem. Suntem pe roată pentru că, după cum știți, e 30 de, 20 de lei sau 30 de lei? 30 de lei. Merită roata, o recomandăm. Bă, mișto tare. E mare rău Costinești. Uite, marea. E mișto tare. Uite pe băiatul care ne-a lăsat, mulțumim. Mulțumim tata. Frumos. Să fii iubit. Hai, asta e, tati, mai așteptați nițea. Oh, Doamne, ce bune. Noi vrem să verificăm acum situația hârtiei igienice, pentru că noi am fost când nu erau date drumul toaletele. Nu erau, dar erau cumva. Hai să vedem dacă este. Hai să vedem. O verificare. Bă, altceva. Hârtie top. Altceva. Deci s-au pus hârtiile. Hârtie top. În timp real. Ceuri top. Boșilor. Știți locul nostru preferat de hang, când n-avem ce face, am fost la media. Am luat băuturile, că de asta avem badge-uri, gratis. Și am venit la aici, la aer condiționat, la artiști, că nu e nimeni, nu e nici dracu. Greu. Suntem în prima zi, nu sunt artiștii. Și ne gândeam noi, ziceai tu, Beof? Ce ziceai? Bă, în primul rând vreau să vă zic că viața grea. Hai că știu că pare că stăm pe spate. Dar am venit să încărcăm lucruri. Avem aici mașina dictatorului, parcată regulamentar. Ce? Nu e manual lui. Ah, ok, Jesus Christ. Nu e mal lui. Ia, stai să văd dacă e lui. Nu mai e altul. Dar hai să văd al cui e. Fosta mașina lui Shelly. E și aici. Hai să vedem dacă asta are numărul lui Shelly. Aolo, asta are numărul. Ți-ai lei. Ce? Nimic, nimic. A văzut publicul. Dacă a văzut publicul, a văzut publicul. Ce faci, mă, n-ai scălăm 50 de bani? Am zis, da. Poze, uite, și face lumea. A, uite-l cu ăsta, băia tot. A, da. A, uite și pe șoferul Shelly. Unde, mă? Uite-l lângă tine. Ce faci, mă? Ești super. Ești revealed? Zilele astea, foarte bine. Hai, du-te la poze. Te pup. A, stai, stai să-l prind. Cei mai frumoși băieți din echipa Shelly Media Network. Dar ce faci, mă? N-am zis că o luăm? Cel mai important e să reciclezi. A, ce bine se vede. Da. Avem aici un apus divin din prima zi, ziua 0 Beach Breeze. Îl avem pe cumătru Travis pe fundal. Se vede foarte mișto la Golden Shower Hour ăsta. Nice. Mamă, dar vreau să-ți arăt ceva. Ia zi. TikTok-ul nostru a rupt. A rupt? Ia uite. Mamă, ce de oameni au ascultat. Incredibil.
incredibil. Asta înseamnă să fii influencer până la urmă. Influencer, tati. Yes. Backside. Wow! Dai tu primul. Dai eu? Mamă, l-ai stricat, l-ai stricat, ești nebun? E bine să o ții așa, să o iei pe interior. Bă, am dat record. Uai, se testează sunetul la main stage care e în fața noastră pentru mâine. Bă, avem roata în spate. Avem... Uai, ați auzit și băi căcatul ăsta. Testează toate frecvențele. Avem roată. Ne-am dat în toate lucrurile, cred că am mâncat când ne-a ținut buzunarul. Ce am mâncat atâta? Da, am mâncat și am băut. Aia a fost singura mâncare? Aia e singura mâncare pe azi, da. Mamă, știu, nici nu mâncase nimic. Știu, dar e ok. Nu da. Foame. A pus ur mișto la mare. A pus top. Uite ce noi fain. A pus top. Așa, roată, dați-vă roată. Apă gratis este. Fish please, anul 3, big. Și din informațiile noastre, anul 4, bigger. Da? Ai tu informații? Bufetele sunt ca frații. Nu știu dacă avem voie să filmăm asta, dar probabil v-ați întrebat. Bă, noi vă arătăm tot. Cum arată într-un container? Știți cu toții la ce e containerul ăsta, nu? E bine aici că e umbră. E super tare. Recomand tramvaiul. Vezi ce frumos era dacă fumam și noi? Dar nu, tu aici poți să fii și dacă... Mă refer că jos, sunt fetele astea care te aleargă dacă fumezi. Știu, mă, dar... Câștigam și noi ceva. Poți să zici tu că fumezi. Da, dar nu mă lași să mint. Uite aici 5 to go, dar dacă mă uit la prețuri e 25 to go. Ce e fain aici e că după ce mănânci, poți să vii repede, faci niște sport, dai jos imediat, nu se pune absolut nimic. Nu facem la fel ca alții, fără să-i scui invitații. Știi că n-am timp de relații, cu fetele sunt ca frații, banii și lanțuri reații.